Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Astăzi, la rubrica Super Părinți, un invitat special. Aștept de mult ocazia să vorbim pe larg despre subiecte pe care părinții își doresc să le audă la radio. Doctorul Gașpar este invitatul meu astăzi la rubrica Super Mame, Super Tați, Super Părinți. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela, și mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc pentru toate întrebările pe care eu ți le adresez și tu reușești să dai răspunsuri care mă surprind pe mine în primul rând și apoi fac atât de mult bine acasă. Astăzi aș vrea să vorbim pentru super părinții care ne ascultă despre ce înseamnă să ajungi să te întâlnești cu psihologul în privința relației pe care o ai cu copilul tău. Încă trăim într-o societate în care românii se tem de psiholog, fie nu-și permit, fie nu știu, fie consideră că nu e necesar, fie consideră că o problemă majoră în familie dacă trebuie să ajungă să consulte un specialist. Cine vine în România la psiholog? Vin de regulă oamenii foarte, foarte curajoși, cei care își dau seama că viața lor poate fi mai bună dacă îndrăznesc să facă niște schimbări. Și tocmai pentru că eu îmi propun foarte, foarte mult să schimb această mentalitate a românilor asupra mersului la psiholog, de cele mai multe ori le spun clienților sau viitorilor mei clienți că de fapt merg la psiholog oamenii nu pentru a se repara pe ei, ci pentru a-și repara relațiile. Eu în calitate de psihoterapeut de familie și de cuplu nu-i repar pe oameni, ci doar îi ajut să interacționeze unul cu celălalt în așa fel încât relația lor să devină un cadru de siguranță. Indiferent că vorbim despre relația dintre un părinte și un copil, relația dintre doi frați, relația dintre doi părinți, și ce am observat eu este că în momentul în care oamenii înțeleg că problema nu este la ei, ci în maniera în care vorbesc unul cu celălalt, ci la maniera în care nu-și exprimă emoțiile, la maniera în care au învățat să lupte unul cu altul în loc să facă parte din aceeași barcă. Și în momentul în care oamenii înțeleg asta, cumva crește curajul în ei, cumva li se pare că nu mai e o rușine să mergi la psiholog, pentru că nu e vorba de faptul că eu aș fi defect, e vorba de faptul doar că aș putea învăța să dansez altfel cu membrii familiei mele. Mie, tatăl copilului mi-a reproșat la un moment dat că nu mai sunt iubita lui, sunt doar mama Maiei. Mă transformasem în mama Maiei și relația dintre noi doi se deteriorase foarte tare, pentru că eu mă concentram pe relația mea cu copilul, fără să existe o relație între ei. Sunt copiii un motiv de deteriorare a relațiilor dintre oameni în modul general? La mine a fost o situație clară. În cele mai multe povești de viață, această trecere de la 2 la 3 este foarte dificilă. Și mai mult decât atât, studiile de specialitate ne arată că, de exemplu, primul an după nașterea primului copil este anul în care cuplul se întâlnește cu cea mai mare cantitate de stres pe care ar putea să o întâlnească vreodată un cuplu funcțional. Nu este deloc ușor, pentru că până să se nască copilul, și tu și partenerul tău aveați doar rolul de iubit și iubită, soț și soție. Însă în momentul în care se naște copilul, automat ne mai dezvoltăm niște roluri, și anume rolul de mamă și de tată. Noi trebuie să fim cumva conștienți și de responsabilitățile rolului de soț și de soție, însă evident că majoritatea mamelor aleg să investească timp și energie în rolul de mamă. Mamele greșesc mai mult? N-aș spune că greșesc, știi? Adică eu încerc să evit etichetele de genul ăsta. Cred că mamele sunt un pic mai receptive la nevoile bebelușului. Mamele cumva au o relație specială deja cu bebelușul din timpul sarcinii. O interacțiune pe care tata nu poate să o aibă imediat după ce s-a născut bebelușul. Noi știm că în primul an de viață, bebelușul își dezvoltă relația de atașament, care este foarte, foarte importantă, cu mama. Cu tata începe să îi se structureze relația de atașament abia din al doilea an de viață. Ce ar trebui să facă o mamă ca să nu-și îndepărteze iubitul în acest prim an de viață? Eu de regulă le spun taților ce să facă ei, nu neapărat ce să facă mamele, pentru că mi se pare că oricum e o responsabilitate foarte mare pe umerii unei mame din momentul în care bebelușul s-a născut. Și încurajez de regulă pe tătici să își asume responsabilitățile de soți și de tați și să fie acolo. Să-i vorbească frumos mamei, să existe acel mulțumesc, te rog, te iubesc foarte mult, să existe atingeri, să existe zâmbete, să existe hai că mă ocup eu în seara asta de bebeluș, hai dormi tu mai mult pentru că văd că ești foarte epuizat. Adică cumva tăticul să se implice
în tot ceea ce înseamnă starea de bine a familiei, pentru că majoritatea tăticilor vin și se plâng că nu se mai bucură de intimitate fizică și erotică cu partenerele lor. Și atunci eu de regulă le spun că cumva Viagra pentru femei, știi ce e, Mirela? Nu. Ascultarea. Dacă tăticul reușește să-și asculte partenera și mai mult decât atât se implică în tot ceea ce înseamnă parenting, cu siguranță partenera respectivă la un moment dat va simți nevoia de a se revanșa față de partenerul ei. Exact. Sau suficient de relaxată încât să aibă chef seara după o zi întreagă în care a legănat copilul sau absolut. Au avut o problemă cu primii dinți sau cu diversificarea. Dacă ai grijă ca până la sfârșitul zilei să simți stare de confort, s-ar putea ca femeia să fie mult mai deschisă. Absolut, să facă absolut, asta. Absolut. Și este foarte important ca tăticii să înțeleagă asta, cumva că nu pot obține ceva ce am obținut până în momentul în care să se nască copilul fără să depun un efort. Ok, tații trebuie să fie atenți la mame. Uh-huh. Mamele trebuie să fie atenți la copii. Uh-huh. Și totuși, ce ar putea să facă o femeie care își dorește să nu piardă din mână relația cu partenerul ei, pentru că este concentrată din punct de vedere emoțional, uh-huh, energetic, uh-huh, fizic asupra copilului. Bebelușului. Să-și permită să fie o mamă imperfectă. Okay. Să-și permită să se simtă uneori vinovată pentru că din cele 24 de ore, o oră este îndreptată și soțului. Să nu se străduiască atât de mult să satisfacă doar nevoile copilului, pentru că știm că asta duce la un moment dat la epuizare. Un copil fericit și un copil sănătos are o mamă fericită și o mamă sănătoasă. Cred că e o falsă iluzie asta că dacă toată atenția noastră este îndreptată asupra bebelușului, lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. Adică o mamă să se lase și iubită, nu doar exact, să iubească. Exact, exact. Să se lase iubită, să se lase îmbrățișată, să se lase surprinsă, să se lase alinată. Să își permită să se întâlnească cu toate emoțiile pozitive și negative și nu va putea să simtă din nou fiorii iubirii față de partener fără să simtă întâi vinovăția că nu este lângă bebeluș. Cred că foarte multe mămici și foarte mulți tați se vor bucura să audă abordarea din dimineața asta. Aș vrea să mergem puțin mai încolo. Mm-hmm. Copilul crește, de foarte multe ori cresc și problemele și tensiunile. Și ajungem într-un punct în care nu ne mai înțelegem, pentru că eu îmi doresc să-l cresc într-un fel și celălalt își dorește să-l crească în alt fel. Îmi spunea un tătic la un moment dat că are probleme foarte mari cu soția lui și este pe punctul de a divorța pentru că văd diferit creșterea copilului. Tăticul nu este de acord ca la 9 ani copilului încă să-i se dea mâncare în gură, încă să fie șters de mama la fund, încă să facă niște lucruri pe care tatăl ar vrea ca băiatul lui să le facă singur. Cum rezolvăm asta? De cele mai multe ori un părinte își dorește ca cel mic să aibă mai multă autonomie și independență și aici de regulă tații sunt cei care susțin asta și cumva mamele și-ar dori să-și țină puișorii cât mai mult timp aproape, cumva le place atât de mult această relație specială care s-a creat încât le este greu să renunțe. Dar e despre copii sau despre noi, mamele? Este despre noi. Este despre noi și atunci când vine vorba despre mamă și atunci când vine vorba despre tată, pentru că și tata vrea ca cel mic să fie mai autonom și mai independent, pentru că așa a fost el crescut. Și de foarte multe ori tăticilor le este frică de a păstra o relație apropiată cu copilul pentru că nu le este cunoscută această experiență, pe când mamele, de regulă fetițele sunt crescute diferit. Și atunci când vedem că într-o familie doi părinți au viziuni atât de diferite, merită să vedem ce este la baza acestor viziuni, pentru că ei amândoi își doresc să aibă un copil fericit. Okay. Doar că sunt fer convinși că traseul prin care acest copil poate fi fericit e văzut diferit de către cei doi. Și dacă ne întoarcem la bază și ne întrebăm cum am vrea să fie cu adevărat fericit copilul nostru, așa cum ne imaginăm noi sau așa cum are el nevoie. Adică dacă reușim aici să facem diferența între nevoile noastre, obiceiurile noastre, felul în care am fost noi crescuți și nevoile copilului meu, pentru că sunt copii care într-adevăr își doresc sau simt cumva psihologic nevoia de a fi independenți cât mai repede. Și acolo, indiferent că îi place mamei sau nu, va trebui să-l susțină pe acest copil să-și ia zborul cât mai repede. Sunt copii care, din punct de vedere temperamental, cum am fost și eu, suntem un pic mai inhibați și stăm mai mult în cuibul familiei și avem nevoie să petrecem acolo mai multă vreme. Evident că într-o astfel de situație, al da prematur pe copil din cuib afară, nu e o strategie înțeleaptă, chiar dacă părinții se grăbesc acel mic să-și ia zborul. Adică cumva să ne uităm de fiecare dată la ce are nevoie copilul nostru. Tu ne-ai spus despre ceea ce credem și știm și vedem. Cine simte mai bine? Simte mama? Simte tatăl?
De regulă, părintele care este cel mai conectat la copil simte, părintele care există petrece cel mai mult timp cu copilul. Există întotdeauna un părinte mai conectat? De fiecare dată. Da? De fiecare dată, cumva, rolurile în familie sunt împărțite. Okay. Există părintele care are grijă de regulă de situația financiară a familiei și de stabilitatea administrativă și părintele care are mai multă grijă de emoții, de relații și evident că cel care are mai multă grijă de emoții și de relații va simți un pic mai bine care sunt cu adevărat nevoile copilașului. Însă, aceste nevoi trebuie discutate de fiecare dată între părinți, să vedem cum anume putem satisface cel mai bine această nevoie. Și o discuție nu înseamnă că eu am dreptate și tu greșești. O discuție înseamnă doar că vrem să ajungem la un numitor comun. După publicitate, după pauză, revenim și aș vrea foarte tare să le spunem ascultătorilor noștri și să aflu și eu dacă e bine să mergem împreună cu copiii la psiholog, dacă e important să meargă ambii părinți, dacă reușim într-o ședință sau în 10 ședințe să rezolvăm o problemă. Sunt foarte multe lucruri pe care ascultătorii noștri ar vrea să le audă de la tine, specialistul. Gașpar, ești pregătit? Da. Pentru că vei avea de trecut cel mai greu test din dimineața zurii. Wow, wow. Adică cu mine te descurci, cum te descurci. Cu oamenii de la cabinet este apă plată. Fetița Zurli are 3 întrebări pentru tine. Concentrează-te. Fetița Zurli. Pot să spun bună dimineața întâi? Pot să spun ce vrei tu. Bună dimineața, domnul Gașpar, sunt foarte fericită să fiu astăzi cu dumneavoastră și vreau în primul rând, e bine așa cum da, zic? Da, e perfect. Bună dimineața! Și vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru toată răbdarea cu care tu răspunzi la toate întrebările pe care antiprezentatoarea le adresează numele meu. Cu mare, mare drag, fetiță Zorli, cu mare drag! Bine, și i-am tot spus, te rog frumos, lasă-mă și pe mine să vorbesc cu domnul Gașpar, că am și eu câteva întrebări pentru dânsul. Prima întrebare, ești pregătit? Sigur, ia să auzim. Spatele drept? Da. Burta în față? Da, da. Nasul în mână? Da, da. Ce vroiai tu să te faci atunci când erai mic? Voiam să devin actor. De ce? Pentru că mi se părea că actorii sunt oameni de succes, că toată lumea îi apreciază, că toată lumea îi admiră. Cred că voiam să fiu un soi de Mirela Retegan. Au, Cilica, mămărică, nu mai spune asta odată. Pentru că știi ce o să facă toată săptămâna? Ai auzit ce a spus domnul Gașpar, că a fost să se facă Mirela Retegan. Și noi o să fim... Bine. Până la urmă tot pe scenă ai ajuns. Oarecum da, oarecum da. E un vis. Iar ceea ce faci tu în bine până la urmă, talentul actorului arta de a folosi cuvintele. Ești un actor în viețile oamenilor. Exact. Ce frumos sună, mulțumesc da, mult. Cu plăcere, sunt poiată. Întrebare numărul 2. De ce îți plăcea ție să te joci cel mai mult când erai mic? Îmi plăcea să mă joc foarte mult de-a doctorul și de-a pacientul. Oare de ce? Mi se părea că era o activitate în care puteam interacționa cu foarte multe fetițe și cumva și lor le plăcea activitatea asta. Deci, ți-a plăcut să te joci și până la urmă tot doctor. Exact, exact. Și ultima întrebare este... Ce personaj din povești îți plăcea ție cel mai mult atunci când erai mic? Adică sau poate era un supererou, poate era Pinocchio. Uite, dacă îmi dai voie, ți-aș spune ce personaj mi-a marcat adolescența. Sigur. Pentru că undeva în clasa 10 sau 11 ani, vacanța de vară, am citit o poveste în care personajul principal era Felix, un roman care trebuia citit pentru bibliografia de la școală, un tânăr care se îndrăgostise de o femeie care cumva era ocupată și am rezonat foarte, foarte puternic cu acel tânăr și cumva mi-a marcat adolescența. E vorba despre Enigma Otiliei, probabil că ai citit-o și tu. Eu am ajuns la albă ca zăpada. Iartă-mă. Bine, am început cel ușărea asta recent, dar... E un fel de prinț din Albă ca zăpada și cenușarea asta. Îți mulțumesc foarte mult, domnule doctor Gașpar. A fost o onoare să te întâlnesc. Și pentru mine și îți promit că o să mă mai gândesc la multe întrebări. Minunat. Pentru tine pe care să ți le pună tanti prezentatoarea. Vă mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, fetiță Zurli, și dacă tot mi-a lăsat zâna puterile magice, tiribam, tiribam, no! Fetița Zurli no, să nu, dispare spune, no! Acum! No! Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Bine că am scăpat de Fetița Zurli.
E o relație specială între noi și eu îmi permit să glumesc cu ea și ea cu mine și cred că este genul de relație pe care copiii și-o doresc cu părinții lor. Copiii și-o doresc cu adulții de regulă. Își doresc să-și permită să facă glume cu și pe seama oamenilor mari. Aș vrea să revenim la întrebările mele de dinainte de pauză, să le spun ascultătorilor că sunt cu doctorul Gașpar la microfon și dincolo de rubrica noastră din fiecare duminică, astăzi l-am prins un pic mai mult și țin aici lângă mine să îmi răspundă la câteva întrebări importante. E bine să însoțim copiii la psiholog atunci când ajungem în acest punct și ne luăm inima în dinți și venim la specialist cu o problemă? Aș spune că da și depinde foarte, foarte mult de asemenea de vârsta copilului. Din punctul meu de vedere, copiii sub 6-7 ani nu au ce căuta în cabinetul unui psiholog. Pentru că în momentul în care un preșcolar are o dificultate comportamentală sau o dificultate emoțională, psihologul ar trebui să lucreze cu părinții sau cu adulții responsabili de copilul respectiv și nu direct cu copilul. Dacă vorbim de copilași mai mari sau dacă vorbim de situații în care părintele nu are cu cine să lase copilul, atunci da, este o alegere foarte înțeleaptă și de asemenea este foarte important ca fiecare membru din familie să știe că problemele sunt problemele comune, nu sunt doar ale copilului. Din punctul meu de vedere ca terapeut de familie, o dificultate apare în viața unei familii pentru că relațiile nu sunt suficient de bune între membrii familiei, nu pentru că unul dintre membrii familiei ar fi defect. Există copii răi? Eu spun că nu. Există copii care se implică în diferite comportamente greu de tolerat pentru un adult, însă de fiecare dată în culisele acestui de exemplu, un copil care refuză să mănânce, un copil care refuză să meargă la grădiniță. Un copil care distruge, însă de fiecare dată în culisele acestor comportamente e foarte multă suferință. Acesta este un copil care cumva a învățat că nu prea știe cum altfel să pună o limită unui adult sau nu prea are o altă strategie mai eficientă de a comunica că nevoile lui nu sunt satisfăcute. Și de cele mai multe ori, din păcate, părinții se uită doar dintr-o perspectivă de suprafață la copil și văd doar comportamentul, fără să fie suficient de curajoși să încerce să afle ce se află dincolo de această manifestare. Pentru că în momentul în care eu văd că copilul meu a spart un pahar și mintea îmi spune că este un copil rău, imediat mă voi gândi la o pedeapsă sau la o consecință. Însă dacă văd că a spart paharul și îmi dau seama că oamenii se implică în astfel de comportamente atunci când le este greu, voi reuși să fiu mai uman ca și părinte sau ca și cadru didactic și să încerc să văd unde este această dificultate a copilului. Cine vine mai des cu copilul la cabinet? Mama sau tata? Fără doar și poate mama. Mamele sunt mult mai curajoase atunci când vine vorba de toată starea de bine a familiei. Sau ce înseamnă să ai curaj să te duci la psiholog? Să ceri ajutor. Cred că din punctul meu de vedere în zilele noastre, a cere ajutor este o dovadă absolută de curaj. Are legătură și cu felul în care credem că ne privește societatea? Apropo de mersul la psiholog, cu siguranță da. Are legătură. Se tem bărbații mai mult de felul în care societatea judecă nevoia noastră de ajutor? Pe de o parte, da, un bărbat care cere ajutor pare a fi un bărbat slab sau un bărbat vulnerabil și noi știm că nu ne place să ne vadă societatea în acest fel. Pe de altă parte, bărbații mai au o dificultate și anume nu prea vorbesc despre problemele lor personale. Bărbații nu prea vorbesc despre relațiile care nu funcționează. De regulă, femeile sunt cele care îndrăznesc și caută, exact. Și atunci, de aceea, bărbatul nu se va gândi la o astfel de strategie. De regulă, uite ce am observat eu, e că atunci când apare o dificultate într-o familie, bărbatul și femeia reacționează în moduri diferite. Femeia are tendința de a exagera uneori, nu spun că de fiecare dată uneori, iar bărbatul are tendința de a minimiza, de a reduce problema. Și evident că femeia exagerează puțin sau maximizează problema tocmai pentru că vrea să-i atragă atenția bărbatului, să-i spună, trebuie să facem ceva diferit pentru că nu e ok. Și de asemenea, femeile sau mamele din familiile cu care eu lucrez în anumite situații, n-aș vrea să generalizez, au tendința de a le spune soților că vom merge la psiholog, vom merge la Gașpar și el o să spună unde greșești. Ei bine, nu asta se întâmplă în momentul în care cineva vine la psiholog, pentru că eu nu sunt acolo în calitate de judecător. Eu sunt acolo pentru a încerca să înțeleg nevoile fiecărui membru din familie, nu să împart dreptatea. Am înțeles. Sunt foarte curioasă să-mi spui care sunt principalele probleme pe care le au părinții în relația cu copiii, dintre cei care ajung la cabinet sau dintre cei cu care tu te întâlnești.
Să știi că de regulă sunt probleme de comunicare sau de interacțiune. Părinții observă la un moment dat că nu se pot face înțeleși sau de cele mai multe ori părinții spun că copiii nu-i înțeleg. Evident că din punctul meu de vedere adultul are responsabilitatea de a-l înțelege pe cel mic, și abia după aceea invers. Și de asemenea mai sunt o serie de probleme foarte specifice și concrete. Vin la psiholog pentru că copilul meu nu doarme, are dificultăți în ceea ce privește somnul sau pentru că s-a atașat foarte mult de un device electronic sau pentru că nu învață sau pentru că cei de la grădiniță m-au trimis pentru că are o serie de dificultăți, este mai agresiv, mai impulsiv. Sau pentru că mănâncă, de exemplu, da. Aceasta este o altă dificultate. Însă știi ce e foarte interesant? E genul de problemă pe care rar o abordează părinții la început. Părinții observă astfel de probleme abia în momentul în care copilul a crescut în greutate foarte, foarte mult. Eu, de exemplu, în toată cariera mea de terapeut, lucrez de 12 ani ca terapeut de familie, n-am întâlnit niciun caz în care părinții să vină să-mi spună că au observat că copilul mănâncă mai mult decât de obicei. Uh-huh. Mai degrabă, părinții se sperie atunci când copilul nu mănâncă. Părinții se bucură atunci Sigur, pentru că dacă mănâncă, înseamnă că e sănătos. Care sunt acele momente din viață în care recomanzi părinților să consulte un specialist? Înainte de a deveni părinți, cred că strategiile de prevenție sunt foarte, foarte bune și dacă cumva ne echipăm pentru a ști ce ne așteaptă din momentul în care devenim părinți, vom reuși să gestionăm acel stres înainte de a avea o problemă sau înainte de a avea copii efectiv. De ce? Adică, mă ajut să înțeleg mai bine ce urmează să mi se întâmple? Te ajut să mă pregătești? Exact, te pregătești și te ajut să ai o imagine probabil puțin mai clară asupra viitorului și în momentul în care noi avem o imagine mai clară, creierul nostru emoțional nu se sperie atât de tare când se întâlnește cu problemele, pentru că știe că sunt firești și normale și mai mult decât atât, poate că deja ai niște strategii pe care noi le-am discutat. De asemenea, merită să cerem ajutorul unui terapeut atunci când ne dăm seama că nu ne mai simțim suficient de în siguranță în familie, fără să așteptăm până în momentul în care vrem să ne despărțim, fără să așteptăm până în momentul în care copilul este dat afară de la școală, fără să așteptăm până în momentul în care copilul a slăbit 10 kg sau s-a îngreșat 15 kg. Adică cumva să reușim să prevenim, pentru că prevenția este foarte, foarte importantă. Dacă reușim să prindem capătul problemei înainte ca ea să fie mult prea mare, noi avem mai multă energie pentru a o gestiona. Dacă prindem capătul problemei în momentul în care deja bulgărele este cât casa, va fi mult mai dificil. Oamenii vin atunci când trec prin tragedii majore în familiile lor? De cele mai multe ori atunci apelează la serviciile unui specialist în sănătate relațională, atunci când efectiv nu mai găsesc soluții, nu mai găsesc strategii și sunt dispuși cumva să-și asume riscul de a cere ajutor. Ce ne ajută psihologul? Din punctul meu de vedere, pentru că în psihoterapie există foarte multe abordări, cel mai important lucru pe care îl poate face psihologul este să-i transmită omului că tot ceea ce simte și tot ceea ce trăiește este perfect, în regulă și normal. Cumva ne ajută să simțim că nu suntem extratereștri, că nu suntem patologii mergătoare, că nu suntem... Că tu ai mai auzit de asta. Exact. Și, care au și în momentul în care îți dai seama că nu ești singur, deja imediat ai acces mai ușor la resursele tale interioare. Pe de altă parte, psihologul te ajută să-ți asumi responsabilitatea față de partea ta din problemă. Pentru că vin de regulă familiile sau cuplurile la terapie cu intenția de a-l schimba pe celălalt membru din familie. Și eu le spun foarte clar că da, aceasta ar fi varianta cea mai simplă, dar este varianta care nu funcționează aproape niciodată. Și să ne asumăm noi responsabilitatea, pentru că o relație a fost distrusă, o problemă apare într-o familie, pentru că și noi am contribuit sub o formă sau alta la crearea acelei probleme. Vorba bătrânilor noștri, vina o au amândoi. Exact, Mirela. Înainte de a-ți spune ultima întrebare, aș vrea să le spui celor care ne ascultă unde, ce ar trebui să facă. N-au fost niciodată la psiholog. Uh-huh. Nu le-a trecut prin cap până acum că ar putea să rezolve niște probleme acolo, că ar găsi niște răspunsuri. Care sunt pașii? Ne ascultă oameni din Cucuieții, din Deal, din capătul țării, oameni care nu au acces la aceste informații. Care sunt primii pași? Cum ar trebui să abordeze? Din fericire, în zilele noastre, accesul la informații este mult mai mare și foarte mulți părinți, mai ales cei din mediul rural, pot cere contacte din partea medicilor de
familie, care de cele mai multe ori au o listă cu psihologii disponibili pe plan local, după care internetul ne oferă posibilitatea de a da un search pe Google și de a afla care sunt psihologii din județul nostru. Noi, de exemplu, la pagina de psihologie avem o rețea națională de psihoterapeuți de familie pe care noi i-am format și acolo unde oamenii pot găsi persoana cea mai potrivită pentru ei, pentru că nu de fiecare dată primul om sau primul psiholog la care am mers este cel cu care exact cu care aș vrea să încep să lucrez. E o relație personală? E o relație personală și e o relație foarte, foarte importantă, pentru că din punctul meu de vedere, relația terapeutică este cea care vindecă. Doctore Gașpar, se schimbă oamenii? Da. Fără doar și poate, sunt fer convins că da. Eu sunt foarte diferit de ultima dată când ne-am întâlnit noi doi, Mirela. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos și eu! Abia aștept să răspundem la celelalte întrebări pe care părinții ne le adresează duminica de duminică și sunt sigură că întâlnirea noastră de astăzi a oferit răspunsuri pentru foarte mulți ascultători. Mulțumesc mult, mult! Duminică frumoasă! Asemenea și vouă! Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.